Toaletele din curte din școlile românești rămân pentru autorități o problemă greu de rezolvat. Deși la sfârșitul lunii trecute ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a promis toalete cu apă curentă și canalizare în 1489 de școli, de acestea vor beneficia deocamdată doar 858 de unități, pentru care se vor trimite 64,9 milioane de lei. De asemenea, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici a declarat că vor fi alocați banii pentru toate cele peste 1460 de școli. Concret, Teodorovici vorbește de fapt despre instalarea lângă școală a unor containere moderne care sunt prevăzute cu baie și de care copiii vor beneficia de condiții sporite. România avea în anul 2017 numai puțin de 2219 unități de învățământ cu grupuri sanitare situate în curte, fără apă curentă și fără canalizare. La începutul anului 2019, în rețeaua de învățământ preuniversitar de stat, mai funcționau 1180 de școli cu grupuri sanitare neconforme, dotate necorespunzător sau amplasate în exteriorul construcțiilor de învățământ. Cifrele sunt însă contrazise atât de documentele prezentate public de oficiali, cât și de declarațiile acestora. De exemplu, pe 24 ianuarie 2018, fostul ministru Liviu Marian Pop publica o listă cu 2418 școli care au toaletă în curte.